Și în timpul pauzei mi s-a făcut un gest foarte urât din partea mamei lui, care mi-a făcut sâc, ce mă bucur că te oftici. Da, am făcut-o pentru că jignești, că tu ai zis că nu jignești. Și am făcut și așa, că este penibilă, pentru că mai erau băieți singuri în casă și mai era pe altcineva. Dar asta a fost intenția, pentru că niciodată nu și-a putut vedea, dar doar de pătrățica ei, ce a încercat să bage peste fiecare în parte. A fost afară, a văzut anumite lucruri, a văzut slăbiciuni pe care poate noi nu le vedem aici și s-a întors în casă, întorcându-le împotriva noastră. Nu mi se pare normal, m-am enervat foarte tare și mă deranjează, nu situația în sine, cât gesturile ce le face. Nu mi se pare normal, nu mi s-a părut normal să interveniți totodată, pentru că nu era nicio legătură. Mamica, am vorbit cu tine și ți-am spus să nu... Am încheiat. Să eviți orice fel de conversație, orice fel de... Eu am evitat. Săgeată către ea. Eu am evitat. Chiar dar astăzi am venit. Poterea să nici măcar bună ziua n-a dat. Nimic. Bună simț. Pur și simplu, gata. Am foarte mult bun simț, credeți-mă. Se vede, că de-aia intra, că ai salutat pe doamna Ioana. Văd foarte multe și am văzut. Iar ce spunea Costinela este o realitate, cu vorbitul prin spate, fără lavalieră. Atât am de zis. Mm-hmm. Tu ești aia perfect. Păi eu nu vorbesc. Chiar am văzut că ești foarte perfect. Nu mă consider perfectă, dar nici alții nu sunt mai presus. O lasă, vorbesc pe și la calman. Păi de ce te-ai ofticat când Alina a zis că îl vrea pe Alin? De ce te-ai ofticat și te-ai revoltat? Știind exact unde să lovească pe fiecare în parte. Și de ce te-ai revoltat? Atunci când te-am văzut că te-ai revoltat, atunci am zis, m-am revoltat. Pentru că ea era foarte liniște, Alina a zis pe tine și ea dintr-o dată a luat foc. Nu contează. Nu, ignori orice fel de gest. Vă bucurați. Chiar mă bucur, o spun în gura mare, chiar mă bucur. Pare normal. Da. Am încheiat orice discuție. Încheiat fi discuția, chiar mă bucur. Chiar dacă nu-i nimic, măcar ca prieten, dar chiar mă bucur. M-a deranjat strict gestul respectiv și faptul că anumite lucruri se fac intenționat, tocmai pentru a deranja pe alții. Da, și pe mine m-a deranjat când ai luat foc, când ai auzit de Alin. Că tu ai început. Bine, nu noi de aici. Așa e. Doamna Daniela, chiar că s-au petrecut în casă... Nu, dar m-a deranjat când a zis că e penibilă. Cine e penibilă? La cine s-ar Alina, Adelina lui Alina. A. Și de atunci m-am revoltat, când a făcut-o penibilă. Dar credeți că Alina a făcut acest gest să întoarcă moneda Adelinei și să le răspune? Nu, după cum cred, Alina ar vrea să iasă cu Alin să-l cunoască mai bine. A zis că n-a avut timp să-l cunoască, că a fost Adelina... mereu către Alin și vrea să-l cunoască ca om. Și a făcut cât efect câmpul cu lalele. Nu? Mă, dar unde e problema? Alina și Bogdan sunt cumva împreună sau Alina are un cuplu cu altcineva? Nu, nu e nicio problemă. Din câte știu eu, nu sunt încă nu s-a căsătorit nimeni în casă. Și Alina a zis că ar vrea să-l cunoască ca bărbat mai mult pe Alin. Și m-a făcut pasul ăsta pentru că era cu Adelina. Acum că nu mai e cu Adelina, vrea să-l cunoască mai foarte mult. Bine. Și Alina a vrut să cunoască mai mulți băieți. Dar acum a ajuns și la Alin. Da, pe toți 7. Dar doamna Daniela... Doamna Daniela, da, am observat că totuși Alina a fost foarte apropiată așa de dumneavoastră. Chiar v-a plăcut ca om. Că... Dar i-am spus că îmi place ca om, nu văd ca noră. Încă! Nu știu, eu încă nu o văd ca noră. Dar dacă de ce spui asta că nu o vezi ca noră? Nu-l vezi pe Alin cu ea sau ce? Nu știu de ce, dar parcă eu nu-i văd. Nu-i vezi împreună. Ei? Asta dacă spui prieten, tu? Da. A, dar nu-i vezi ca împreună, da, nu știu de ce, poate mă înșel. Dar chiar de ce? Da, eu vreau să o întreb altceva pe doamna Daniela. Doamna Daniela, acum și Adelina este o femeie liberă. Normal. Și poate să-l cunoască pe Radu, spre exemplu, nu? Care tocmai ce a intrat în casă. Adică v-ar deranja dacă ați vedea în compania lui Radu? Nu, m-ar deranja, dar cred că ar deranja-o pe ea, deja că Alin a acceptat să iasă cu Alina din nou. Păi de ce dacă nu mai formează niciun cuplu? Păi nu mai formează, dar asta mi-a dat și mie de înțeles. De ce te mai deranjează? Cum a spus Adelina că ea cât stă aici nu o să mai vrea să cunoască pe niciun băiat. Pe niciun băiat. Și are pretenții și la... Vă aduceți aminte când a spus asta? Nu mai știu când a spus. Acum 3 luni? Nu, acum 3 luni nu se cunoșteau. Acum 2 săptămâni? Acum 2 luni? După cearta lui Alin. Aha. Și a zis că ea n-ar mai vrea să mai cunoască pe nimeni și ar vrea, adică ea credea că și la Alin la fel se va întâmpla. Deci, dar Alin a zis de mult că el ar vrea să cunoască și alte fete, deci nu numai acum. Și chiar și când era înainte cu Adelina.
Da, acum Radu e în Casa Fetelor, nu? Că am înțeles că în seara asta stă în Casa Fetelor. Nostradamus zice că Adelina o să se ducă spre Radu, doar ca să o facă invers. Oricum, da. Ali nu e gelos, nu e genul de... Oricum, telespectatorii văd ce se întâmplă acum în casa Mireasa, chiar la noi în emisiune. Numai că noi nu putem să vă arătăm aceste imagini aici în platou, pentru că doamna Daniela este în momentul ăsta la noi.